Doamnelor și domnilor consilieri, ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Diverse, județul Bacău, întâlnită astăzi, 2 iulie 2020, este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr din 11 consilieri, din un total de 2 astăzi. Lipsește motivat domnul consilier Ursul Gabin. Conform înțelegerii anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetică. Această ședință ar urma să fie condusă de către domnul consilier Lungu Nicolae. Cine este pentru? Domnule, stați un pic, stați un pic. Înaintea mea este litera I, este domnul consilier Ichir. Cine este pentru? Nu accept. Bine. Nu vreau să iau dreptul unui consilier pentru că ar fi o jignire din partea mea să iau dreptul unui consilier care este cu litera I, iar litera L e mai târziu, da? Nu accept. Am înțeles. Atunci o să am un alt președinte de ședință. Altă propunere. Dar ce altă propunere? Dar să discutăm dacă sunt eu, dacă nu vă putea sau nu. Să discutăm. Hai, domnilor, aici dau refuză eu. Supun la hotărâre. Nu, 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 altă propunere. Altă propunere atunci. Eu, domnul viceprimar, aș vrea în vedere că ultimii ședințe s-au comportat foarte frumos și au explicat toate treburile comunale, în restul de doamnul Mescăr, tot cum, tot pe domnul. Deci domnul Crocu, Vasile Gabi, propune pe Suluciu Daniel la funcția de președinte această ședință. Ce este pentru vă frumos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 voturi pentru, domnul Suluciu este președinte acestei ședințe. Ați încălcat regulamentul și legea 25. Clar! Clar! O avalanșă din tot cărți de legi în Consiliul ăsta. Așa cum spune prefectura, un grup infracțional. Nu trebuie să vă spun să până asta spus. Vă mulțumesc pentru cărerea acordată. Vreau să întreb dacă cineva mai are ceva de adăugat la procesul verbal de la ședința anterioară. Dacă nu, se pune la vot. Aveți? Este cineva împotriva? Nu. Nu. Da, scot. Nu, împotriva. Are, da? Da, da. Și cu trei împotriva. Nu, da. Deci vreau să... Stați un pic, stați să lămuresc. Mă, ce dau pătare? Stați un pic să lămuresc. Dacă avem cameră la veterinare, voi să mai filmeze. Te rog frumos, te mântuiesc, să te mișezi de funcție locală. Particip, că nu știu, nu ești conținut, nu ești nimic. Dar este cetățean la da, dar particip, dar care să nu fie da, domnule, spune, dar avem care nu vedem. Avem care nu vedem. Deci ăsta e 44. Domnule, avem care nu vedem. Deci vă rog frumos să închideți telefonul. Domnul, vă mai spun o dată. Domnule, eu sunt președinte ședinței. Dacă vreți să înțelegi, eu mă supuneți mie anul aici. Eu decid aici. Nu decizi, domnule. Domnule, nu suntem Domnul, domnul președinte. În baza regulamentului. Domnul Sorin Domnesc, spune la voi, cine este numai femeie, sunt la fapt de camera la tine. Este a șasea oară la rând, domnule, nu descrie așa. A șasea oară de care s-a gândit. Bun și doamna, dar nu mă rog să-mi invocați o lege când am voie. Domnule, da. A șasea oară de președinte, domnule, a șasea oară. Evocați-vă la rând. Da, nu-i jenant. Domnul vicepriva, domnul. Domnul, domnule, ați venit să faceți scandal? Vă supuneți majorități, așa e în legea de mine. Sunt un cetățean. Domnul meu, vă mai spun o dată. Vă supuneți majorități. Ați putut să simt în cazul de ziua. Vă mulțumesc, domnule, că vă aveți soluțiune. Profesioniștii care sunt aici. Da, domnul Sorin, eu să fie prudent ședința. Păi, văd că este cadă domnul Jim Sorin. El nu m-a fost așa. Am închis telefonul. Am înțeles. Da,
nu pot să vedem, că a venit și live, camera nu știe. Nu e nici civilizat. Am închis? Da. Mulțumesc. Nu mi-ați învocat nicio lege și totuși sunt... Am mulțumit. Stăm și putem... Dar eu fac o idee. Doamne, ne facem probleme în comunități. Da, de fapt. Dar să iasă cu bună cetățeană. Poți spune domnul. Domnul, hai să înțelegem. Hai să dau citirii ordinii. Să schimb la cuvânt fiecare, să fim civilizați. Mă schimb la cuvânt și vorbim. Mă schimb la cuvânt. Bun, avem doar că citești cuvânt la ce te schimb de toate. Mă schimb la cuvânt. La ce la paranană? Mă schimb la cuvânt. Îmi dai citit, domnul. Îmi dai de că să mă schimb. Domnul, nu acum, citești cuvânt și după ce vădă. Îmi dai voie. Tu vă dau domnul. Dar nu la paranană. Deci proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de investiție, modernizare, centru civic, prin refacere și reamenajare a aleilor pietonale. Așa, inițiat de primar și în partea tuturor comisiei de specialitate. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului lucrări de extindere rețea de apă în satele aparținând comunei Livez, județul Bacău. Proiectul 3. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a suprafețelor de teren pentru realizarea investiției, reabilitare și extindere facilităților de captare, magazinare, de tratare a apei și epurare apă uzată în Zeneș, Măgirești, Pârjol, Balcani, Berești-Azlău, Livez și Podul. Ce face parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, perioada 2014-2020, în baza acordului proprietarilor privind dreptul de acces asupra terenului. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Livez, județul Bacău, pe anul 2020. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de investiție întocmite de 10 proiecte Instal SNL Bacău, având denumirea lucrări de proiectare, execuții, branșare și instalații în utilizare gaze naturale pentru Primăria Livez, Dispensarul Livez, Școala Gimnazială numărul 1 Livez, Biserica Sfântă Maria, Sfântă Maria din satul Orșa. Comune Livez, inițiat cu primar, toate, nu mai vreau. 6. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei Livez, Dețului Bacău, inițiat de o treime din numărul consilierilor în funcție, în cadrul consiliului local al Comunei Livez, Dețul Bacău, un număr de 5 consilieri. N-are să mă aduce. Domnul consilier Ana Ionel, Tărcuța Irena, Adrianu Cornel Ion, Ursu Gabriel și Mocoi Dorinel. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției conform documentației tehnico-economice numărul 26-2020 întocmit de 10 ani GSR, Consiliul SRL Onești, având domeniul reabilitare, achiziționare și modernizare stații de autobuz pentru transport, călători și transportele pe raza comunei pe județul Bacău. Aceste 7 proiecte supun la vot ordine de zi. Cine este pe? Împotrivă? Deci împotrivă, să vedeți, da. Trei consilii. Nu se vrea să facă nimic în consilii. Da. Ce ne spune? O votul pentru și trei voturi împotrivă. Împotrivă. Deci în ordine de zi, da? Ordine de zi. Dar înainte de a citi ordine de zi, de a începe ordine de zi, vreau să mai spun că lucrările care am început cu podul, și am început atâtea lucrări cu una, dar cu podul am promis că în 60 de zile se va finaliza. Deja la Orșa este 90% finalizare. Asta se s-a turnat și e placa, s-a pus grinzele și s-a rotat placa. Deci asta toate se finalizează nu șapte. Vorbesc domnul privat. Așa, l-am rugat. Dar urmează după aceea să vină din cursul de sâmbătă și pentru mălăreasa și pentru nimeni. Deci spuneți, până la asta sunteți. Deci la operator de credit. Am reușit să facem și captarea cu apă și să băgăm pe băreția. Pompă băreția.
Deci cam cine am pus, am propus, am reușit să și le facem. Numai campania electorală. Acum mai avem o serie de proiecte care le punem și le îndeplinim și astea. Și joi vin grenzile pentru podul. Am spus că vin toate. Și pentru Bălăneasa și pentru Bălăneasa. Deci îmi la urmă zi. Sau dacă nu mai vrea cineva să spună, nu mai spună, mă dau cuvântul. Domnul Chim Sorin. Domnul Nicolae. Domnul... Ați obiectat, ați obiectat. Mai are ceva de sână cu noi? Eu așa mea. Nu, nu, faci foarte interesant. Dar poate să votăm un punct divers, ca să spună și el. El ce să spune? Votăm un punct divers. El la din... Am spus, ați propus ceva divers? Da, vorbim de mai spune că am votat. S-a votat la lume. Dar suntem considerul ăsta. Da, dar ce l-a spus? Da, ați spus... Domnule, dumneavoastră propune. Eu am propus proiectele. Așa. De ce l-a propus? Dumneavoastră spune. Nu, 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 nu ce la oameni ai găsit. S-am spus probleme când am rezolvat. Eu deja l-am rezolvat. Eu aveam un plan.
Dumneata e militar. Cum ai zis deja de ordine de zi? Ok, v-am rugat să pune salariul la mizerie. Domnule, v-am mai spus o dată. Știu, domnule. Hai să facem ce din țară. Să punem salariul. Chiar avem probleme. Salariul. Chiar asta te interesa salariul. Dar cum am făcut la am înțeles. Faceți regresul dumneavoastră. Da, trăsați-le. V-am înțeles problemele voastre. Vedeți problemele voastre. Am înțeles, da. Altcineva care mai vrea să discute. Domnul Nichim. Domnul Gabi Coapă, eu vreau să vorbesc cu ordonatorul de credit, nu cu viceprimarul, consilier cu atribuție. Domnul Coacă... Dar cine-i Gabi? Cine funcționează? Păi dar mă las să vorbesc, nu-mi spun la urmă. Cine este domnul Gabi Coapă? Este viceprimarul Comunei Livezi. Așa, așa nu-i să da? Da? Da. Bun, eu ce am fost? A fost primar? Deci eu cu domnul Coacă vreau să am înțeles. Este viceprimar din 2017, nu? Viceprimarul Comunei Livezi. Așa. De ce aruncați dumneavoastră și nu vorbesc dumneavoastră de problemele care au fost cu PNDL-ul, pentru că asta a fost în sistem, cu parcul de la Prăjoaia, pentru că nu s-a făcut. Noi, de două luni sunteți aici. La, deci de două luni sunteți în funcție de care le aveți. Dar este greu să dați cu coasa dumneavoastră. Că acolo, în primul rând, nu-i cosit în parcul ăla. Eu cred că s-au cosit. Eu spun că nu-i cosit. Problema e chimii. Deci, PNDL-ul a fost blocat, după cum bine știți toți, s-a reziliat contractul, s-a încercat procedurile de licitație, s-a turnat în continuare în stratul de asfalt. Și restul? Și urmează să se... Păi, dar rezolvat urmă, pentru că nu este finanță, de în termen. Deci, nu cred. Știți când trebuia să fie finanțat? Lucrările sunt în termen. Lucrările sunt în termen, domnule. Sunt în termen, domnule Coacă, nu vorbesc. Domnule, sunteți în termen să puteți continua lucrările. Nu, 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 m-ați întrebat, m-ați acuzat. Domnule, sunteți în termen, domnule. Pentru că dumneavoastră nu v-ați consultat niciodată cu mine, ați făcut doar ce ați vrut. Niciodată nu m-ați luat pe drum. Să vedem, băi, hai să vedem. Dar eu trebuie să vă iau, domnule, ați viceprimarul Comunei, care-i treaba ta cu domnule. Ați citat. Viceprimarul este gospodarul Comunei. Ați un singur angajat din primăria, vezi care este muncitor pe el, nu mai știți sfătuie cu el, nu cu viceprimarul. Păi cu asta ați făcut, nu cu asta ați făcut, domnule. Dacă bunea ta nu era să zice la treabă, domnule, oapă. Dacă bunea ta trece în față de la trecă și urmele, e mâncat, prindea de drum, să n-ai spus o dată oamenii la treabă. Ce să ne spun cu dumneavoastră? Cum să-i spun dacă el îi nu-i spunea să vină și-o spunea să până nu-i spune primarul lui Dumnezeu? Dar e spus vreodată? Da, ți-am spus. Am avut atâtea discuții. Are eu să te ce cum adică nu am spus? Mi-ai spus să-ți spun la treabă. Ăsta este omul meu. Dumneavoastră venea o oră 10 la treabă sau nu venea deloc? Dar tu nu veneai de toată din loc. Da. Băi, ce să vă fac? Domnule, v-a acuzat în timp. În afara ședinței, v-a acuzat, vă spuneți. Nu, bă, i-a spus un adevăr, eu nu am fost pe mine. Și eu ți-am spus un adevăr. Da, am înțeles, v-a acuzat, vă spun eu. Că mi-a zis, domnule, că nu-ți și face treaba. Păi, nu, nici să face treaba. Ați spus, da, domnul Apu, că a făcut a treia, a doua, sursă de ale mele. Și nici nu este apă. Care e făcut acum în trei sali. Așa, bun. Să ne aduci și documentele la tot. Domnul, să ne aduci avizele. Am aduce documentele. Am documentele la tot. Să ne aduci avizele studiile hidro făcute prin aici. Hai, domnul. Mai ceva. Dar are voie studiile hidro. Hai, să te aduce. Domnul, nu vrei să spuneți ceva? Sau cineva vrea să spun ceva? Domnule. La diverse? Am o condiție. Să nu mă buruiesc. Dacă mă buruiesc, nu vorbesc. Fiind civilizat, măcar când vorbesc eu. Te rog frumos. Dar ce v-am făcut? Tot ce ați făcut dumneavoastră până acum, chiar și ordinea de zi și ce ați aprobat, este ilegal. Pentru că a spus la vot persoane care au posturi vacante încă din 2000, din data de din 2019 iunie, da? Uitați aici, ordinul prefecturii pentru cei care sunt la bacan în stat, nu mă vorbeați. Am trebuit să plece din urmă. Dați în urmă! Uitați aici, dați în duc. Uitați aici. Document de la prefect cu ștampilă, cu semnătură, care poate nu fost trimisă pe 25. Dar voi ce ați făcut? V-ați defectat telefonul și internet.
Intenționat, de două săptămâni! Fiți atent aici! Domnul secretar, primiți acestea și vedeți că ați aprobat tot ce ați făcut, ce ați făcut, poftind dumneavoastră, domnule. Da, știi, se citești? Da, ele are originală. Ce se citești? Domnul, ele au originală. Lăsați-mă. Deci problema este că ce ați făcut până acum în acea ședință, nu ce ați făcut de două luni în urmă, ați spart ușa și v-ați băgat, v-ați spus voi primar, viceprimar, prefectura nu vă recunoască nici eu. Ați încălcat orice lege și bunul simț. Da, da, mai bine. Constant, da! Taci! Mi-e frică? Da, suntem să mi-e frică. Nu, civilizație, te rog. Da, puneți. Constant că proiectele de hotărâri le-ați reluat pe cele care deja sunt. Uitați, domnule, proiectul aici! Băi, te-am spus să taci! Nu înțelegi? Faci frușită! Dă-te la pop cu aghiazul! Ați pus pe ordinea de zi proiecte care sunt deja aprobate cu ani în urmă. Până și alegerea viceprimarului ați ales o ani în urmă, de trei ori. Oameni în urmă, cu așa. Dar pe asta e! Păi, dar nu înțelegi, mă, ești turc! Cu cine vorbim, domnul? Taci, băi! Mi-ai dat cuvântul, taci! Eu dacă nu le vei ești tu! Eu dacă! Domnul! Ești domnilor! Mai încălcat de bilieții ca la lăbezi, nu ce ați zis că nu am bilia. Domnule, da, va. Domnule, ce-a ținut eu copilul dumneavoastră să tacă o față spre tare? Nu mai lăsați să vorbim. Domnule, domnule, nu mai lăsați să vorbim. Nu mai lăsați să vorbim. Ia, domnule, lăsați să vorbim. Lăsați copilul, v-am lăsat la cima pusă pe mine. Eu te-am lăsat să vorbim de câte ori. Da, sunteți voi oameni care vizit. E bun, dar nu mă lăsați. Cu alte doveditoare, nu cu acuzații. Domnule, ne-au lăsat secretar. Menționează că nu îngă voi și vorbesc. Ce am avut de spus? Ai spus, da. Nu mă lasă? Da. Surul știu, Daniel. Da, da. Spune-i. Domnul, deci ca să vă arăt ilegalitățile cu fraudă, cu bani. Ce faceți asta e nul? Deci să vă arăt proiectele. Cu consilieri care îți vacantați politic. Bun. V-ați aprobat ordine de zi. Dacă știți să mă dar păcat că nu știți să mă gândesc. Bine, să vă prezint acum ce s-a întâmplat cu proiectele. Deci, ca cum îi faci pe noi infractori, să vă prezint cu documentație. V-ați înfurnicat acum, tu vii la legile, v-a păcat și tu n-ați atras și v-ați înduciri. Dar până acum ce ați făcut? Dar cine v-ați spus? Ce ați făcut până acum? Dar cine v-ați spus? Ai fost aici. Mă, mi-e dreptul să faci. Și-am făcut. Domnule, ești ridicol, ești ridicol, ești sub oricine ești, te linge de turnul. Tu ești ridicol. Mă lăsați să vorbesc? Eu? Tu nu dai voie la om să vorbesc. Până acum cine a vorbit, domnule? Eu am trecut eu jumătate de oră și am spus nimic. Domnule, hai că nu suntem copii. Tu tot te-ai făcut rău, domnule. Gata, domnule, v-am înțeles. Deci să vă dau citire ce s-a întâmplat în primăria Alinez, cu documentație, cu acte care e cazul de DNA. Deci, eu am venit în primărie acum două luni de zile. S-a vorbit tot timpul de această parcare, care bordul am strigat cu 5 miliarde. E începutul de primarul lui Kim. Da, domnule, asta vreau să spun. Și am constatat, n-am găsit niciun proiect, am constatat, lucrările au fost plătite în totalitate, 5 miliarde, 4 miliarde, deci fără 10 miliarde au fost plătite, lucrări care n-au fost executate. Se poate vedea, cu ochiul liber. Deci, din estimarea a venit un expert, deci proiectantul care a făcut, a făcut așa, la prima vedere, nu s-a făcut o situație, urmează să vină organe competente, de 1,5 miliarde. Deci, asta este fraudă. Deci, hai să vedem ce s-a întâmplat vremea. Deci, de asta vor să vină înapoi, cu orice mijloace, vor să vină înapoi să acopere ceea ce au făcut. Deci, stai, sunt documentați, cum e, asta e, va veni justiția, deci va fi grav. Deci vă dați seama, puteți să mergeți toți cine vreți și dumneavoastră, că ești particip din acea și ești din comună, să vedeți lucrurile, zic, zidul, puteți să-l măsurați. Este în arte de 30 de metri, în realitate 20. Parcare. Domnule, gata, lăsați-mă, că o să vă constat, o să vă vedeți cineva. Mă refer la pavele. Sunt 1560 de metri, cu ce au pus, sunt realizate 800 și ceva de metri. Este o regulă de apă, o regulă de apă care costă 800 de milioane de lei. Unde este acea regulă? Lucrările sunt plătite de domnul Kim Sorin. Din ultima plată, o am aici, este pe data de 24 a 4. Domnul Sorin era în funcție, este semnătura lui,
devizele de lucrări care le-au făcut și au luat bani. Deci asta înseamnă gratuitate. Asta înseamnă furt. Nu poți să vezi că ce. Acum urmează să sesizăm organele competente. După aia o să vedem adevărat. Eu cred că acest proiect e finanțat undeva 50%. Da. Deci este de 2 miliarde jumate. Fraudă. Vă spun. Iar proiectele care zic dumnealui, s-a cum a făcut eu. Scutată. V-am citit din data de 26. Nu din o fost când spune domnul Dumnezeu. Deci acum au fost făcute. Se poate vedea. S-au spus aici, se scrie în procesul verbal, nu gardare. Iar domnul nu vrea. Și v-am spus de ce vrea să vină înapoi. La altcineva. Domnul Elebusiu. Sunt documentul. Hai, pe ce minut îmi plăcează! Îți dați voie! Stimați colegi, stimați cetățenii comunei din Vest, dumneavoastră, într-adevăr, mi s-a retras sprijinul politic de la Partidul Național Liberal. Deoarece n-am făcut treabă, că în mandat cu PSD-ul, mandat cu alte partide politice, da, poate uneori mandat ca să fac ceva pentru binele comunității. Eu nu să fac altceva. Și având în vedere că domnul, lucrurile au derulat... Asta le discutau la partidul, nu mă interesați de PNL. Nu faci să politică! Nu mă interesați de partidul dumneavoastră, nu mă interesați de politică! Domnul Iubic, mă rog, nu mă interesați! Asta este problemă din politică! Nu este problema cetățeanului, nici niciodată nu este problema! Să vă zic, nu, să vă zic ce a făcut dumneavoastră în tot acest timp! Nu v-a făcut nimic, domnule! Păi din grupa mea, păi de-a făcut! Zic reapare, ordinul de prefect cu mine! Da. Tu ești pe tu! Fiți
nu te-am pus pe cineva. Ce să mă pui cu civilizația la aceste persoane? Facă cu comuna de râși primăria. Faceți. Le-a făcut să-i te domne din lovacă pe acolo. Îl băgați în pușcăria. De ce nu uiți la pușcăria? Că eu semnează de nu știu. Ce nu te vorbați, ba? Am arătat cine semnează și fac, ba? Voi nu uitați, oameni, și să-i te domne. Doamne, la mine care de dumneavoastră a fost instalul grele, domne. Domne, la lângă, domne, ce știu eu grele? Domne, nu grele. Am documentat aici, a patra, eu am venit printre a cincea, ați finalizat, ați plătit orice bani, unde sunt lucrările, mergem tot să ne vedem, domnule, și cu care noi să ne vedem, unde sunt lucrările, domnule, ce să sichez eu, că ați plătit bani. Lăsați-o spune!
dreptului, domnule, banii publici, nu știu banii de acasă. Tu știi, mi-ai făcut intrare. Am prezentat dovezi. Și ați prezentat documentul mai jos, care a semnat și ați obținut oprea și a ajutat domnului. Aia e infracțiune. Păi, domnule, acte cu cunoștere. Aia este infracțiune. Eu dau un infracțiune. Este infracțiune. Domnule, dar acum acolo se scoate mie în Consiliul Local și o să dăm să-l dăm din ea. Ne-am consultat și noi înainte să facem treaba asta. Foarte bine. Domnule, afirmați-te! Domnule, tată, s-ați aminte de domnul ăsta care a semnat că el a făcut lucrări. Le-a făcut pe cine? Domnule, eu vorbesc civilizat. Domnule, acest om a plătit lucrările și nu există vedere. Nici acei pavele care spune că sunt. Hai să mergi să le vedeți. Eu nu știu, domnule, sunt pavele. Pavele care era plin de pavele. Le-a spus. Domnule, le-a spus, domnule, mai grave este că trebuiau așezate. Nu se le rupă. Domnule, așezate, l-ați oprit. Hai să-mi măsură. Dar l-ați oprit. Domnule. L-ați oprit din actul ăsta. A doua oară, centru civic care a fost proiect de noi,
ăștia care îi sunt investiți, vreau cu domnul Sucuciu, care domnul Sorin Ichim la respins din stat. Centrul civic, exact înainte al domnul primar de la Hilegiu, era pe raza satului Bălăneasa, Orășa. Asta înseamnă alei electorale pentru toți cetățenii comunei noastre. Nu parcare de 5 miliarde cu 200 de pavile. Așa, după aia, unde am ajuns drept la cetățean, să ajungă și să-i bage mâna în buzunar la cetățean. Cum? Mărirea taxelor și impozitelor. Anul trecut propunerea dânsului, primar în funcție, domnului Kim Sorin a propus mărirea taxelor și impozitelor. A votat cu toți. Toți au votat. El a propus să voteze. Eu, împreună cu domnul Sucuciu, cu câțiva consilieri, am inițiat un alt proiect și la o săptămână am redus taxele cetățenilor. Toți consilierii, în afară. Toți consilierii, în afară de dânsul. La propunerea dânsului au fost mărite taxele, ca să știi cetățenii comune, evident, cine este această persoană. Această persoană care nu merită nici măcar doi. Cum îți trebuie de să spui că ai era statul pentru o mare de la tata? Da, nu știi despre ce. Doamne, nu știi, dar trebuie să nu mai ai învățat. De plimbare, domnul Ioniu, să te bați în Germania. Ai tras dumneavoastră, când semnam și măsura pe acolo dumneavoastră, de o plimbare în Germania. Dar dacă n-ați ce idiot? În Germania, în care în care de ce măsură? În care de ce măsură? Ce era? Reducerea taxelor și impozitelor a fost de la mă, dumneavoastră i-ați mărit. Asta simte dumneavoastră, cetățenii comunei să știe despre ce este vorba. Deci taxele și impozitele sunt menționate de la 2014. Le-am întors doar, domnule, ce minun știu ce înseamnă asta. Ce știu mine? Ești de râsul lumii, mă. Vă mulțumesc mult, pace, că să știți cine e persoana respectivă. Domnul Dumnezeu. Vă rog frumos, irați cu domnul Comandant și domnul Dumnezeu. Are mai multe de zis. Ca să știți cine-i domnul Sorin. Ia el cu șantaje, am luat o șantaj cu amenințări, la noi peste tot, nu a stătea afară din parc. Da, domnule, asta au făcut lumea. Da, domnule, asta a făcut lumea. Da, domnule, asta a făcut lumea. Da, domnule, asta a făcut lumea. Aici avem toți, ei niciun birou politic care era pe timpul respectiv, responsabil de tot, Nu, 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 nu,
Băi, dar ești plin! Eu am zis că dar mi-am zis votul la ea. Și pe trei, și cu omul. Mă dat-o zis direct pe ele. Spune-i votat, mă dat, două. Eu să mă dat. Să vină Joara, mă băi, o să mă, ce ori de pe? Domnul Ioan!
Dar nu ne interesați, domnule! Ați spus la început, domnul Struciu, ați spus că discutăm problemele comunității! Dar nu discutăm politic! Domnul, dumneavoastră, dumneavoastră,
Și tot ne-a spus, dacă nu ne-a spus... Hai să spun! Dar să trecem la cine și cum a spus foarte mai mult cu Lungu, când a susținut, a dat prima, cum a susținut domnul Lungu? De ce treaba? Dar de ce mă trebuie? Nu mă poți trebuie de ce? Dar nu, 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 regret că se întâmplă așa ceva în consiliul local. Dar eu tot șansă, poate nu pot tot de tot că lucrurile trebuie să se repreze, asta e problema. Da, n-am făcut nicio parte, niciodată parte dintr-un grup de interese sau de... N-am fost niciodată în conjurat de oameni care n-au făcut, nu mi-au făcut nici cinste și oameni din comuna noastră. Deci, am luat cuvântul astăzi pentru că PNL-ul a înțeles că oamenii de calitate care fac front comun ca să miște ceva pentru comună ne-a retras pe genul. Și ne-a trezit aman într-o zi cu domnul Sorin Chim. Din cauza aceasta, Sorin Chim, PNL-ul a dat afară. Pentru că n-am fost niciodată de acord să susținem un candidat ca Sorin Chim, care din punctul meu de vedere, așa cum știe foarte multă lume de comună asta, nu face cinste să ocupe asta astfel de funcție. Nu face de comun? Asta e principalul motiv, ca să înțeleagă toată lumea ce este domnul. Și s-a aleat un post, așa zis, PSD-ist, PNL-ist, nu mai știu cum care se numește din Bumbă Nicolae, care de 30 de ani a fost deschis de scandal. Cred că a venit momentul ăla să vă spuneți deci ai candidat în două ori. O să mai candidat și o să fie și mai tare. Dar poți scandă de domeniu. Da. Dar mi-e ferice că ești candidat de rezervă, da. Asta e, ești candidat de serviciu. Deci lumea când începe cu campania electorală, spune așa, candidează cu ăsta, ia dacă nu te-a luat. Știi că tu ești candidatul de serviciu. Da. Yeah.
mea. Păi nu-ți vorbească de mine, domnule. Domnule, lăsați-mă. Da, după ce îi bădau cuvântul și dați repede. Domnule, tu eu nu știu repede. Nu-i permit la nimeni să vorbească. Să vorbească problema, problema, nu cu astea. Candidatul cu ăsta de serviciu este problema la el. Nu lasă. Participa la toate ședințele de, de Consiliul Local pentru că pe mine mă interesează că omul pentru că eu lucrez în pomul ăsta. Da. Ca să fie clar, să vedea. Foarte bine. Nu știu să vă vorbim la mine, dar să nu vorbesc de persoanele în care vă trebuie. Da, nu știu. Tu-ți vorbești și tine. Tu-ți vorbești și faci. Tu-ți aduce el. Da, nu-ți. Da. Cum să vorbești la mine de un individ care și-a permis să urce în vârful un... Tot de la Borăneasa, tot de la Borăneasa.
dumneata, 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 ca și sunt numeri vacilor. Domnule, ești doar acolo la tine, dumneata, de tot ce-a spus de tot ce-a ieșit acolo, domnule. Era cu tine, era cu tine, domnule. Ce miserie ai făcut viața ta? Ce miserie ai făcut? Nici pur ce. Bă, ce miserie ai făcut? Bă, ce miserie ai făcut? Bă, ce miserie ai lucrat, mă? Dar nu-i interesat pe tine. Bă, ce miserie ai făcut? Bă, sunt doar la mine, că nu am nicio problemă. Bă, e competent. Băi, analfabetul meu, n-ai citit niciun proiect. Dar tu n-ai citit niciun proiect. Băi, analfabetul meu, ești un analfabet. Dar tu n-ai citit niciun proiect. Răspunsul e locală, mă. Băi, gata, s-a terminat cu interopii. Gata, domnul, cu interopii. Dar ce s-a dat în Germania? În Germania a dat să-ți mai întâlnit o dată. În Germania ai fost arestat? Și acum de ce? Aveți ordini prefect în care trei consilieri sunt am depusat. Sunt, yes.
Am semnat convocare, vă dați la bară, domnul secretar. Și ce dați la bară? Nu putem da cetățenie, dar domne, eu când m-am spus din data de 30-a pata, că primăria Liviu s-a privatizat, domnul Sorociu se comportă cum la el în ogradă. Domnul Coacă tace, dar vine și el și cu râi, că s-a trezit. O au uitat când se tachinau și-l întrebat. Știi, nu știi, acum știi tot, domnul Coacă. De ce dați oameni afară, domnilor? De ce nu puniți în aplicare hotărâri din Consiliul Local în care s-au restructurat posturile? Că sunt o grămadă de oameni la care dumneavoastră venea și spunea, sunt prea mulți în primărie. Am dus-o la capăt și m-ați schimbat de nimic ca să puteți să vă țineți treabă. Ca să puteți să vă țineți drumurile. Domnul Costa a venit și vă treabă cu PSD-ul ca să o țină de la... Dar ce nu spui că ai avut copilul care ți-l-a plătit staful? Dă-l-o bani, de ce am așteptat acasă? De ce vorbești cu ăsta? Toți copilul nu vrea să vorbesc. Da? De ce nu spui oamenilor că copilul doar a luat aici? Da, să vă spun ce ai făcut. Asta e la urmă, nu ești cu mine. Când îți vorbim ăsta? Eu am fost alea de oameni de aici. Ai fost alea de oameni și nu vreau să vă spun. Pentru că dacă ai făcut un fel ăsta... Dar tot nu este legat de legea. Până când nu se indică sursa, bani. Aveți bani? Cum ala? Cum domnul nu mă așteptați?
Și domnule Sorogiu, măcar bunul simț păstrează, dacă l-ai. Domnule, lăsați-mă să ies! Da. Da. Lasă-mă pe zic, băi! Am dat mesajul de ofertă. Domnul Ichim, va ajunge, domnule, suntem în sesiune. Ați intrat pentru cetățeni, domnul Ichim. Gata, va ajunge. Vreau să prezint acel proiect. Deci, proiectul centru civic va fi pe o distanță. Începând de aici la dispensar, o distanță până inclusiv școala, un metru jumătate aleie pietonală. După partea de la școală până la poștă va fi de 1,20 m, aleie pietonală, iar următoarea parte va fi plecată de la ghilică, știți, de acolo, va fi, se va opri la magazine, fiindcă acolo au toți în față și au făcut fiecare cum au avut și nu putem să străcăm noi să primim de fiecare, fiindcă au partea lor în față și consideră ei că așa este bine. După bloc, continuăm cu aleea, până tot în fața poștii, până la parcare. Așa. Acest proiect are o sumă, 325,86 de lei. Deci ca 3,250 de lei. Deci nu facem tot centru, nu facem conform. Dar mă rog, o să venim așa. O să venim vicii cineva, o să vadă. Așa. Deci altceva ce să vă mai spun. Trebuie finanțare, nu avem. Vă spun, vă spun. Nu aveți răbdare. După asta o să facem rectificare de buget și o să vă spun rectificare de buget. Facem din fondul excedent, rectificare, bani sunt, avem finanțare, avem absolut tot. Și clar. Aveți aviz la Domnul Național? Eu. Dom'le, este un problem. Domnul Ichim. Domnul Ichim. Lăsați-l un pic. Vă rog frumos, îi răspund. Îi răspund. Domnul, îți răspund eu, domnule Ichim. Domnule, ai citit proiectul? Este pentru refacere, înlocuim, domnule, da, domnule, da, în ce comună trăiești, domnule, da? Știi că a fost alie pietonală făcută pe dale? Domnule, dar nu știu că nu e de aici, ești prin Germania, stai pe undeva pe ascuns prin Germania sau prin Franța, Italia, nu știu cum stai tu. E vin să mă vorbesc și ne-a cunoscut, a fost doamne, lăsați-mă, domnule, să facem treabă. Nu mă convine, domnule, facem treabă? Ce nu mă convine? Și atunci lăsați-le, domnule. Da, vine problema ta? Da. De ce? E problema noastră, domnule, fără a mea. Dar nu, domnule, tu nu contează. Tu nu contează. Ia să mă vede. Supun la vot! Cine este pentru acest proiect? Cum voturi pentru? Și Mahalagia! Cine este împotriva? A, și... Nu, nu, nu împotriva! Pe motiv că nu aveți aviz! Deci nu aveți documentația, nu mi-ați prezentat documentația! Și nu ești! Ai ești, doamnă! Nu, 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 avizele, doamnă! Nu, 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 aviz, în spate la... Ai din Bacabu. Și când o fost acum, din Mahalagia.
Dar să mă ieși din proiectul ăsta. Ești și de acord, de acord. Da, tu vă ajung. Am mai știut. Este un sindem din rețea. Am este mai dedicat de Consiliul Local Solidar. Exemplu că nu știe, dar realitatea nu știe. Vă rog frumos. Aveți răbdare să vă explic proiectul? Hai, tu n-ai experiență, dar ce să-i explici tu? Că n-ai răbdare. Deci este o extinerețea, lăsați-vă lănească. Partea la, ca să vă spun, Nelu Busuio, fiindcă acei oameni au fost vitejiți tot timpul. N-au avut timp să le tragă la toșură. Atât este atât. Cât este atât de oameni, am înțeles. Am vorbit cu dumnealor și am domnul. Dar nu este că încă nu putem să cantăm. Nu noi suntem ca la Valea Râsului să avem acumulată toate părâdea ca să dăm apă. Noi tragem dintre ei puțul. Se termină. Asta e situația. Se termină ce să le faci. Am mai făcut o captare? Nu duce. Trebuie să mai facem altă captare. Cât de putem să ducem să... Dar oamenii ne-au spus așa. Domnule, ce va ajunge, gata, cu vrăjarea. Mi-au spus așa. Domnule, suntem pe toate taxe și poste. Atât apă cum ajunge la ceilalți. Atât ajunge și la noi. Și am înțeles situația lor. Gata. Nu mi-au explicat. Atât noi vrem acum să... Cât este pentru ceilalți cetățeni, atât va fi și pentru noi. Atunci, clar, trebuie să le, să-i susținem. Mai duc încă o extindere. Va fi și partea la Bazgan, care îi aduce sus pe ulițele care oamenii au apă, le trebuie apă, n-au nici sfântâni. Și ne-au situat la fel, dar cât ajungi pe el, tot ajungi pe mână. Mai duci una la Ursac, acolo sus, la Bălăneasă, dacă știți, și una la școală, pe lângă școală, drumul la școală, la toate ulițele pe lângă școală. Acolo se va face. Și una la Ursac, pe partea, la Reustan, care duce până la ultima casă, dacă nu m-am trezut. Asta va fi extindere. Care va consta din devizul de era, știi, proiect, care spune că ne acuză că nu avem, avem proiect pe cetare. El ne acuză că ta știi, acuzatorii, va fi undeva 127.298.291. Va fi 1.270.000. Asta va fi. Acum, ce rost să mai vorbim? Mergem la vot. De unde sunt banii? Sunt banii din fondul excedent care avem bani. Avem plictarea de buget, dar și o să vă explic acum. Domnule Bedeșe, dumneavoastră am materiale acasă, domnule. Hai să punem la vot, gata, terminați cu vreșelul. De ce nu ne puneți materiale? Să punem la vot. Hai, da, da. Dar nu vreți să le citit. 7-8. Mai dar domnului Kim, acum vă domnului Kim Sorin, până la ora actuală, nu
găsit terenurile. A ne-a trimis nouă științare, spunând că ne scoate de la finanțare, atât când nu dovedim că avem terenurile. Uite, am fost pe teren. Uitați, domnule, uitați, domnule, pe teren, care eu m-am ocupat. În doar două luni, să vedeți câte proiecte m-am ocupat de ele. Uitați, acolo proprietarul, avem uite atât. Este proiect. Domnul, lăsați-ne, domnule! Și este și fixat în câmpul Mocanu, în partea de nord. Domnule, este domnul, 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 suntem scoți de la finanțare, este un proiect european care suntem mai prins mai multe comune. El din 2014 până acum în 2020 trebuia să aibă acordul, aibă acordul ăsta. Uitați că ne-am obținut acordul. Le-am obținut și dăm hotărâre în cel să nu trebuie să de până la rezultat. Domne, gata, va ajunge cu rășale. Va termina. Gata, ce vrea acum? Crezi că dacă spui, mă spui, bine, să ajungi în frate, și cu ei. Gata, te ajungi. Domne, uite, citești. Gata, s-a terminat cu rășale. Gata, va ajunge. Va ajunge! Gata, va ajunge! Va ajunge, gata, gata, domnule! Nu vă mai suport! Nu vă mai suport în munciune! Avem, domnule, aici, care să fără dosare, cu semnături și data, domnule! Avem timp, domnule, am fost în funcție 4 ani de zile! Am reușit să facă drumul de zile! Dar nu se mai poate pe aceștia! Gata, ne-ați împăcit, ne-ați terminat, ne-ați enervat, am spus nervii la capăt! Nu mai puteți să vă suportăm! Gata, va ajunge! Dar lăsați-ne să facem treaba! Domnul Lungu, lăsați-ne că e turmașe de 30 de ani, lăsați-ne să facem treaba! De ce cetățenii că suntem pasă. Nu ne lași domnule să facem treaba! Tot la fără de la mașă! Comisie de specialitate numărul 1. Favorabil. Nu putem să trecem așa. Stăm de 2 ore, 3 ore și îmi băd. Comisie de specialitate numărul 3. Aveți favorabil, da? Domnul Lungu. Domnul Lungu, există acest... Domnul Lungu, spune la fără. Mă întreba să vreau. Nu, nu am să mă întreba la ajut. În dată de treaba. Nu, dacă nu vă lasă voi. Vă dau o prază în voie. Facem treabă de ce nu vor. Votul pentru. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Ne abține pentru că acest proiect a fost pus de 3 ori pe ordinea de zi. Deci nu le-ai pus pe ordinea de zi. Deci nu le-ai pus pe ordinea de zi. Deci nu le-ai pus pe ordinea de zi. Ca să vedeți că avem și bani, nu vă răjăm niciun. Deci este rectarea de buget pentru anul 2020. Și acum vă explic și. O să stai să primim casă în ochi. Să citească, nu știa ce e acolo. Uitați acolo, titlul de proprietate. Da, dacă nu devieți, devieți. Tată cu nu știu. Care e suma și care este desigur? Da, dar nu mai discutăm cu dumneata. Nu mai, nu poți să faci. Păi da, dar avem așa, contul 51-0103. Nu, pentru ce faci? Bunul și servicii. 180.060.000 lei. Pentru că... 65, doamnul în gata, va ajunge. 65.05. 20.000 lei. 70.05. 4.000 de lei. 70.06. 24.000 de lei. 84.000 de lei. 24.000 de lei. Deci avem pentru toate finanțele. Vreau de la fiecare capitol pentru ce sunt bani. Păi v-am spus, domnule, trage când am... Opa! Domnule, nu știi măcar capitolul! Ia și citește, că doamne, citește! Citește! Citește!
care ați fost, la toate proiectele astea ați fost împotrivă. Să pui la două mâna asta! Deci șarpată îi dau ce credeți? Șarpată la Prăjoaia? La Prăjoaia pe ce-o pui șarpată? Pe drum? După ea acoperim la... Ei, ți-am văzut că nu știi! Ei, ți-am văzut că nu știi! După ea acoperim la... Ce-am văzut că nu știi? Ei, ți-am văzut că nu știi! Ce știi, băi? Ce știi, băi? Ce m-am văzut? Ei, acum să dau un mic, domnule. Ce-i aia șarpată? Să te explic că nu știi. Este acoperișul școlii. Acoperișul școlii. Se face proiect, am scos bani pe finanța, pe baza proiectului atât în bani. Foarte bine! Ce mai? Dacă obții documentul și să le prezinti nouă, să le trebuie cu subiectul. Îi prezint, domnule, și ție! Ți-ai trimit acasă un plic, când ai pus papel și-ai luat bani. Ce-l trimit? Ce pe el a trimit? Hai, cine este pe el? Om, votor pe el. Votorul se gădă. Mamă, votați pe el! Deci eu am documentele, am fost început de bine, dar n-am dat așa, pentru că... Auziți și minte!
centrală. Dar trebuie să vedeți unde procedură să vedeți centrală. Și se va dovedi clar, o să vedeți, contractul e. Dom'le, doar dacă începea era de mult. Eu sper că până în septembrie... Cum ați vrea așa? Dar după aia spus ce v-a dat? Domnul Chim, vă ajunge, vă luați ceva? Păi nu este aia. Vă luați de scurigii? Nu. Cine vă luați? Doamne, cât mai aveți? Care mai luați în centrală cu padele, nu le mai puneți? Mai pun cât vreau eu, cum vreau eu? Dacă nu, mi-a ajuns să mă caut. Nu-i face... Mă caut, că pe genul cricii... Genul cricii, nu-i îl face. Gata, nu de degradare sunt toate stațiile de autobuz, care nu s-au făcut de 4 ani nimic, nu s-au luat nimic în considerare.
spuneți, nu bulversează, sunt aici, nu atați știu. Am luat hotărâre să facem alte stații, dar nu stații din policarbonat ca să le spargă imediat. O să fie din tablă, vopsite, aranjate, o să fie carbon. O să fie în toate satele. Acolo unde este nevoie, betonate, absolut, atât cât ne permite bugetul. Avem normal 16, o să prindem cât merge bugetul, fiindcă mai important este apa, mai important este centru civic, mai importante sunt gazele. Da, așa. Prima facem, mai facem și ce mai bine. Este șarpanta de la, de la Prăjoaia, când plouă și vine elevii în septembrie și plouă în cap. Deci era în considerat mai importante și bani ce ne rămâne în partea asta, o să prindem câte putem. Deocamdată, cred că 10 stații o să fie făcute, nu? Urmând ca după aia să facem și restul. Domnul primar, am o întrebare. De ce nu ați prins și biserica de la Dolăneasa la gaze? Că și pe acolo trece conducta. Nu trece dumneavoastră la Dolăneasa! Este la colțul, la colțul, la intrarea noastră. Lăsați-mă să zic și mie de vreo. Deci se poate, domnule. Domnule, să facem la tot de departe. Nu știu că ați zis la urmă. La intrarea în satul Dolăneasa. Ia cum vreți să zic. Domnule, domnul Echim, domnul Fasco. Aveți 200 de ceași. Eu l-am întrebat-o. De ce? Nu, și nu explicați de ce. Dar ce biserica de la Dolăneasa putea fi? Nu, ce să fie biserica. Deci eu o să mă interesez la proiectaj și vă spun că să fie. De ce l-ai spus și de aia? Domnul Echim, 50 de metri numai. Dacă ai fost la domnul Echim. 50 de metri. Domnul Echim. Care? Domnul Echim. Domnul Echim. Domnul Echim. Ai 30 de metri. Domnul Echim. Au fost prins prin jucurile. Dar am fost prea cu va fi 100 de metri care facem în mai vechi timp, ca în două luni, domnule. Nu mă voi face toate. Domnule, ce să trebuie? Dar ce era la comul ca să vă piați cu anul? Nu mai avem, domnule, branșăm. Cu o diferență în branșăm. Dar eu și la vizionare. Deci, eu v-am întrebat, domnule. Domnule, vă spun dacă vreți, mă dați. Domnule, branșar e și la ceva. Nu ești interesant. Domnule, eu v-am dat, domnule. Ești bine, domnule. Nu se duce la vizionare. Domnule, așa nu știu ce faci. La biserică după aceeași. Nu știu. E tot aceeași. Deci numărul 1 favorat comisia, numărul 2 favorat, numărul 3 este favorat. Ați vrea cu biserică? Domnul, nu știu. Ați avis? La timpul 7, domnul. Domnul, dați? Avis? Iar pe aveați de mine? Pe nu mă trebuie. Secretarul să mă trebuie. Nu știu. Domnul, avis favorat la timpul 7? La care proiect, domnul secretar? Facem toți împreună, toți muncim!
mi-e rușine, domnule. Nu bat două bani, vă gândesc cu oamenii. Munceți la bani, care e problema? Nu mi-e rușine de muncă. Acum nu mă ridica lumea să lipiesc. Domnule, lasă că îi găsesc, că s-a mele, tu cumpăr măcar una. Sau bicicletă cumpăr. N-am. Dar dai nici bicicletă, domnule. Ai avut mașină la primărie și l-ai terminat pe toate. L-ai izbit, l-ai aranjat. O să vedem. Tu cum să mergi la toată ziua? Și cu coate de copac. Da. Aseara a fost așa, că nu cumpăr cu mașina primărie. Aseara a fost așa. Da, ești unde, domnule, mașul. Eu merg cu mașina mea. Hai, ești la varză, curată. Și tragi și cu ce cu mașina? Avem, trecem la proiectul numărul 6. Trecem la proiectul numărul 6. Avem trecem la proiectul numărul 6. Domnul Costar, că eu n-am avut mașină de serviciu. Lăsați-mă. Ascultat la proiectul ăsta de foarte important. Deci, cum spun foarte, este foarte important. Deci, este abonamentul 6 făcut intenția de 5 consilieri. Luna viitoare s-o puteți abonamentul de atenție la... Și spun și cine, domnule. Deci, Ani Junior, Tărcuță Elena, Ardeleanu Corbelevă, Ursul Garbelier și Mocoi Dorinel, Valentin. De ce? Și spun de ce trebuie să facă. Să spun de ce trebuie să facă oamenii aceeași treabă. Să facem treabă pentru comunitate. Acești oameni au susținut până acum două luni pe Sorinichin. Au văzut ce incompetență are, s-au gândit să schimbe de ce primarul. Hai să spune de ce. Hai să face treaba la lege. Acest om nu înțelege că a pierdut două procese, le-a pierdut, îi le-a respins, nu înțelege. El nu înțelege. Ce relație ai cu prefectura? Eu nu mă pronunț. Să-mi problemă de asta. Eu nu mă pronunț. Nu mă pronunț. Nu mă interesează. Nu ne lasă ca ce întreabă. Nu înțelege nimeni. Stați un pic. Stați un pic să-i explic. Domnule, să înțelegem. Suntem aleși de popor. Reprezentăm comuna Veneză. Nu. Nu vă mai lăsați de prefectul de la Brașov. Am venit atâta timp. Cât ne-a făcut alegeri. Nu spune de ce. Noi ne alegem de prefectul de voi. Să facem treabă. Deci, o dărâni voastră. I-am ajuns în stilul ăsta ca să vorbim, ca altfel nu se putea duce ședința și nu se putea aproba proiectele care le-au de ordine zi. Au venit pur și simplu să nu se facă nimic pentru această comună. Ne cerem încă o dată scuze pentru cetățeni, dar au asistat, nu pot să le exprim cuvinte, mahalau, am trebuit să țipăm, am trebuit să facem, nu știu ce facem, ca să putem să ducem să aprobăm proiectul pentru cetățeni. Altfel era caz, vreau să închidă ședința să nu aprobăm proiectul. Am apelat și la poliții,
ca să ne poată ajuta să putem termina această ședință. Atât am dispus și vreau să începem cu alegerea viceprimarului, să ne facem treaba. Arată cum arată dumneavoastră. Deci, votați vă de-ați la Arina. Da. Lăsăm ușa deschisă. Așa. Așa, așa va fi un buletin de vot. Suntem la cameră. Da, sau? Este propunerea, o singură propunere pentru Coacă Vasile Gabi, și face parte din partidul PSD. Mai multe persoane. O să mergem la vot, exprimarea se va spune pe da sau nu, se va introduce în urmă, după care vom număra votul. Deci vor fi în ordine alfabetică. Deci începem la lista. Da. Deci primul cine? Votat de Ioan Legionar. E Zevilian Barane. Ca să stabilească la 0. Eu sunt eu nou. A fi bun de nou, dar ce să spun? Da. Asta e. N-am putut să vă spun mai mult. Nu, 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 cum nu știu cum să zic, chiar nu așa. Cum, cine ești? Spune-i colegi. Cum ești măcar nu să-l băi, doar ce puterea e, tot să vine mesi. Puterea? Să văd în bală. Da, trebuie să arătați-o, da, stai, stai un pic, un pic, un pic așa. Puterea, este bală. Politicul de tot o dorește. Nu mi-e frumos. Nu mi-e frumos.
Nu, dar am venit o să deja am început să fac ceva. Era cum și mă pregătesc. Și când va am ceea ce s-a scris în procesul verbal.
pe perioada când au fost diverse, nu se va scrie. Nu va scrie nimic. Nu? Nu. Se va. Nu. La diverse nimic nu va scrie nimic. Fiindcă, acum, dar eu dau cu cintul... Aici și nu vrem să o ștergem cu părerea. Da. Da. Vrem să o ștergem cu apicația. Ce a fost, ce a fost la diverse? Da. A, deci nu se va scrie. Nu se va scrie. A, nu se va scrie. A, nu se va scrie. Pentru mine a toți. Acum dăm cuvântul domnul Costea, da? Domnul Costea, ca să poată să-mi spui punctul de vedere, când a fost lăsat. Când a fost lăsat să-ți vorbească. Da. Aveți cuvântul domnul Costea? Domnul Costea, atât cât mai ziceți lăsa în eșel. Dar ce la pic? Doamna Iacobie, aș vrea să vă spun câteva cuvinte cu privire la retragerea sprijinului proiectului de privire Partidul Național Liberal, a celor trei foști consilieri locali, Claudiu Ghineț, Busuie Pionor și Judan Costea. Acum 4 ani de zile am fost contactat de către PNL Livez, PNL Bacău, pentru a candida la funcție de primar. Dacă acum 4 ani de zile PNL-ul s-a aflat la un nivel destul de jos, spun eu, aveau doar 2 consilieri, urmarea legilor care au avut, noi am reușit să creștem partidul la 4 consilieri. Dar n-a fost suficient pentru cei de acolo. Deoarece interesele noastre ale comunității pentru comunitate nu s-au potrivit cu interesele celor de la Bacău. Aș vrea să spun și să le mulțumesc tuturor celor care m-au votat și nu puțini au fost. M-au votat 700 de persoane, 700 de alegători. Am fost pe locul de alegători. Mi-aș fi dorit să ajung să câștig alegerile, dar sorții au hotărât ca respectiva persoană să câștige alegerile. Asta nu înseamnă că mi-am amatorat proiectul meu de candidat. Dacă acum 4 ani de zile spuneam că vrem gaze naturale, vrem apă comunală, vezi, vrem șanturi, vrem drumuri, vrem asfaltate, vrem diguri sau pologuri, îmi păstrez aceeași... merg pe același program de candidat și pentru că se apropie data alegerilor, am înțeles că septembrie vor fi alegeri, aș vrea ca împreună cu echipa din care fac parte, împreună cu domnul Sturgiu, cu Ionel Busuioc, cu Claudiu Ghineț și alți oameni de bine care doresc schimbarea de temelie a orientării politice și sociale a comunei noastre, am convingerea că în toamna acestui an, la alegeri locale, vom reuși să schimbăm direcția în care comuna noastră a fost dusă și să ștergem buretele pentru o dată pentru una de problemele care s-au abătut asupra comunității noastre. Ce să vă spun? Că am candidat de întotdeauna cu gândul la a rezolva problemele cetățenilor și nu a partidelor politice. Nici nu mai contează din partea cărui partid politic candidez. Poți candida și independent. Dacă proiectul de candidat, dacă seriozitatea, bunul simț, respectul față de cetățeni, îți inspiră încredere prin votul care ți-l acordă pentru a pune în practică aceste valori, totul se poate realiza, doar totul se rezumă la candidatul care și-a pus pielea la bătaie pentru a câștiga funcția de primar. Pentru că locuiesc în comuna Livez și sunt, vă pot spune că de 30 de ani de zile, de la Revoluție, multe lucruri nu s-au întâmplat în comuna noastră. Este motivul pentru care, încă o dată am spus, simt nevoia să mă manifest atât cât se poate umenește și cu bunul simț de explicare, cred că l-am, ca să putem să mișcăm lucrurile în direcția bună, să putem vorbi la anul sau peste puțin timp că de drumul asfaltate și nu de drumul pe plinite, să putem vorbi de șanturi făcute așa cum era normal să fie făcute în toate satele comunei noastre, să putem vorbi de un proiect de RD2 care ar trebui pus în practică și nu s-a pus din diferite motive. Să putem vorbi de aducerea cu apă, pentru că vreau să aduc încă o dată aminte că comuna Livez a avut un proiect de apă cu valoare de 1 milion de euro, câștigat în 2007 pe finanțare pe fonduri guvernamentale și din nefericire au trecut 15 ani și noi despre aceeași problemă vorbim, despre aceeași problemă cu apa. Toți cei care au plecat afară și-au revenit în țară și-au făcut o căsuță și așa cum dacă noi vrem o țară ca afară și noi vrem apă, să avem canalizare, să avem drumuri, pentru că asta înseamnă
să ne ridicăm nivelul de viață după una dimensi. Aici unde și eu trăiesc. Am convingerea că împreună cu echipa, cu oamenii de bine, cu cei care vor altceva față de ce s-a întâmplat în comuna noastră, să putem să schimbăm standardul comunei, așa încât peste un an sau peste să putem vorbi de lucruri. Să nu mai vorbim de lucruri de asfaltare, să nu mai vorbim de apă, să nu mai vorbim de poduri reconstruite sau de canalizare. Pentru că asta este, pentru asta votează lumea, pentru un trai mai jos, pentru o viață mai frumoasă, pentru că au trecut. Așa e normal să se întâmple. Așa e, așa tot lumea își dorește lucrul ăsta. Aștept ca oamenii să înțeleagă care este rostul vocului, oamenii să înțeleagă că nu berea sau nu știu, un avantaj minor le poate schimba viața și să ia în capul lucrurile. Adevărat, în sensul cuvântului, că dacă puterea primarului este dată de votul dumneavoastră. Orice partid politic care este implicat în alegerile locale, fără un candidat puternic care să-și primească, fără un candidat puternic care să primească votul de cetățenilor, nu poate deveni un partid mare în nivelul local. Pentru că ăsta întâmplă poate pe urmele care, se vor, care vor avea lucruri, care se întâmplă sau care toate nemulțumiri de oameni se duc către primar, pentru că el este cel care dă direcția comune, politică sau socială. Îmi pare rău că nu regret faptul că nu mai sunt astăzi consilier local, dar pentru o cauză nobilă am spus gestul ăsta, știam că sunt dat afară, din PNL, însă am avut așteptări de la conducerea fostă din primăria noastră și m-aș referi aici de Iasmin Dichim, care au timp 3 ani jumate să miște lucrurile altfel decât ne-am fi așteptat noi și nu s-a întâmplat lucrul ăsta pentru motivul în care am votat pentru a fi schimbat. Astfel încât domnii care sunt astăzi la conducerea primăriei să a demonstreze că se pot face lucruri frumoase, dar nu lipsește omul. Oamenii, cei care își doresc binele comunei noastre. Și s-au dovedit că în ultimele două luni de zile, toate proiectele care am avut prea fi discutate și aprobate în Consiliul Local, s-au găsit finanțarea din fondurile excedentare, fonduri care au existat și până acum, dar pentru care nu au fost puse în practică, pentru că nu au fost oameni capabili să folosească bani în aceste scopuri. Dacă s-a discutat întotdeauna despre podul de la Orășa, podul de la Bărăneasa din fundul satului, podul de la de pe Valerea, lucruri care nu s-au realizat, de atâta se poate. Cu o leagă de voință și cu un pic de bunăvoință din partea consilierului local, prin votul nostru am reușit să deblocăm fonduri de bani pentru a pune în practică aceste priorități ale cetățenilor din satele noastre. Am avut o nemulțumire cu apa de mult timp și aș vrea să spun acum că s-a reușit găsirea unei surse de alimentare cu apă undeva aici la acea ape. Cu Sucea din spate, da. De acolo cei care s-au ocupat de această lucrare s-au înțepat direct în conducta principală, astfel de apă. Înainte de podul de la Lăveză, astfel încât apa reușește acum să mulțumească într-o oarecare parte funcție de apa care este în zon și cetățenii din satul Scăriga și Coreana. Cred și sunt convins că în următoarea legislatură, dacă oamenii vor fi atenți cu felul cum va vota, un primar serios cu experiență, un gospodar cu viziune, împreună cu echipa pentru care așa, echipa de sprijin poate să pună în practică proiecte de anvergură, cum ar fi alimentarea cu gaze în toată comuna Lăveză, poate pune la punct apa în comuna Lăveză, să fie nevoie, poate sunt probleme de rezolvat pe Valea Rea, cum ar fi cele două poduri despre care nu putem vorbi decât ori cu lucruri urâte, pentru că nici în pădure nu se întâmplă așa ceva, două tuburi puse așa. Avem probleme cu șanțurile statele noastre, pentru că acolo unde s-a făcut asfalt, nu s-a făcut și șanțurile, avem probleme cu drumurile. Ar vrea ca să vorbească peste mult timp despre felul cum să punem asfalt, nu să pietruim drumurile. Că
Nu asta este viitorul nostru, nu asta își dorește oamenii. Știi prea bine că de fiecare dată când se construiește un drum, când se pune la practică, când se asfaltează drumul, deja schimbă fața satului. Un drum asfaltat deja schimbă fața satului. Asta este realitatea. Și toți ne dorim același lucru. Aștept cu nerăbdare alegerile locale și am să fac tot ce stă în putință împreună cu oamenii care sunt pentru probleme cu dumneavoastră, că doar prin votul dumneavoastră noi putem să punem în practică aceste obiective foarte importante, așa încât, într-un final, toți să fim mulțumiți și toată lumea să fie, să vorbească bine despre instituția, despre primărie, despre primar, pentru că așa a fost toate. Rămâne în comună, s-au întâmplat niște lucruri, spune nefericite și asta ne-a tras în jos. Și sperăm că odată cu alegerile acestea, care vor avea în septembrie, cred, lumea să capă o altă întrebări despre primărie, despre avocați, pentru că așa e normal și așa e ce vedeți la septembrie. Da. 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 Dacă mai are cineva de spus ceva, știu, dacă nu, mai aveți ceva de spus ceva? Nu, atunci de clar și din țară. Domnul